unei amire, cu această ocazie și cu mare întârziere vom discuta și despre bugetul Comunei Pârgărești, pe care eu o să îl supun la vot. Dar mă rog pe doamna secretară să deschidă ședința și să la această ședință. Vă mulțumesc! Supunem întâi de aprobare procesul verbal al ședinței de luna martie 2021. Dacă sunteți de acord, procesul verbal. Mulțumesc! Am să rog pe domnul Devașul voi prezenta primul punct pe ordinea de zi de alegerea președintelui de ședință și voi da citire proiectelor de hotărâre stabilite prin dispoziția numărul 74 din 14/4/2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Pârgărești pentru în ședința ordinară la data de 19 aprilie 2021. Primul proiect de hotărâre? Nu, citesc eu, aia am zis. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier Bodea Gheorghe ca președinte de ședință pentru perioada aprilie-iunie 2021. 2. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere Pârgărești permanente numărul 2554 din 23/4/2019. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin utilizare directă a unor stupuri de pășune, Pârgărești permanente, proprietate privată a Comunei Pârgărești, județul Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău pentru anul 2021. 5. Proiect de hotărâre privind completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2021. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de investiții pentru anul 2021. Toate proiectele ordinei de zi sunt inițiate de primarul Comunei Pârgărești. Dacă sunteți de acord, în ordinea de zi propusă. Mulțumesc! Da, vă mulțumesc, doamna secretară. Înainte de a intra în dezbaterile ședinței, vreau să vă comunic și să motivăm absenția domnului consilier Dorboș, care i-a trimis pe mail o cerere de prezența dumnealui la această ședință. Lipsește motivat și am vrut să vă informez despre această absență prin plecat din localitate. Da, vă mulțumesc mult, doamna secretară. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier Bodea Gheorghe ca președinte de ședință pentru perioada aprilie 2021. Domnul consilier local Bodea Gheorghe s-a alege președinte de ședință pentru perioada aprilie-iunie 2021. În această calitate, domnul Bodea Gheorghe va conduce lucrările ședințelor Consiliului Local și va semna hotărârile adoptate. Avizul comisiilor de specialitate, domnul Lengel. Nu. Nu, Lengel, scuzați-mă. Era să Ioan. Domnul Budău, domnul Bortoc. Aviz favorabil, da? Domnul Ioance. Favorabil. Domnul, vă mulțumesc frumos. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere Pârgărești permanente numărul 2554 din 23 aprilie 2019. Se aprobă, începând cu data adoptării prezentei hotărâri, încetarea contractului de închiriere numărul 2554/2019 asupra prețului de 19,29 hectare pășune, aflată în domeniul privat al Comunei Pârgărești, locul 41, situatul din Burgosta, stat statul Mureș, între Consiliul Local Pârgărești în calitate de locator și pe creata din Cosmin Nicolae, în calitate de locatar, fără plata unei restituiri, având în vedere prevederile funcțiunii vitale din contractul de închiriere. Predarea și restituirea unui imobil se va face pe bază de proces verbal, conform anexei, în termen de maxim 5 zile calendaristice de la data încetării contractului de închiriere. Comisia desemnată de primarul comunei va avea următoarea componență: viceprimar Gheorghele Tepalaj, secretar general Dulțu Moldovaniana și consilier superior Faraon Daniela. Încetarea contractului de închiriere nu exonerează pe cea David Cosmin Nicolae de la plata chiriei datorată până la data încetării contractului. Dacă sunteți de acord cu proiectul ordinei de zi, la comisie, avizul comisiilor, domnul Bădoc, domnul Budău și domnul Ancel. Mulțumesc. Punem la vot proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin încredințare directă a unor lucruri de documente, pajici permanente, proprietate privată a comunei Pârgărești de sub Bacău. Se aprobă articolul 1, alineatul 1, se aprobă închirierea prin atribuire directă a pajiștilor permanente, proprietate privată a comunei Pârgărești de sub Bacău, identificate în anexa 1, parte integrată a prezentei hotărâri. Alineatul 2. Închirierea prin atribuire directă a tuturor de pășune, pajici permanente, se face în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice, având animale înscrise în Registrul Național al Exploatațiilor, RNE, membri ai colectivității locale sau care au sediul social feral sau Arhei Pârgărești de sub Bacău, în condițiile prevederilor legii 286. Pe 2009, privind codul civil, republicată cu modificări și completările ulterioare, pentru suprafețele de pășune, pajici permanente disponibile, cuprinse în caietul de sarcini, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. Alinia 3. Prețul chiriei în primul an este de 116 lei fiscalul pe an. Alinia 4. Cuantumul chiriei se va modifica anual în funcție de indicele de inflație. Articol 3. Se aprobă caietul de sarcini privind închirierea pășunilor, proprietate privată a comunei Pârgărești, conform anexei 2, a modelului contractului de închiriere conform anexei 3 și modelul cererii de solicitare închiriere pășune conform anexei 4. Articolul 3. Se aprobă constituirea Comisiei de Atribuire Directă a suprafețelor de pășune, proprietate privată a comunei Pârgărești, în următoarea componență: președinte Gheorghe Tepalaj, viceprimarul comunei. Membri: Dulțu Moldovaniana, secretar general, Colean Elena, consilier superior la Compartimentul Contabilitate Financiară și Resurse Umane, Rotaru Micuț, referent superior la Compartimentul Dezvoltare Urbanism și Amenajarea Teritoriului și din partea Consiliului Local, domnul consilier regional Unico. Membru supleant din cadrul primării comunei Pârgărești, Faraon Daniela, consilier superior la Compartimentul Agricol și Cadastru. Membru supleant din cadrul Consiliului Local, Alexia din Romeo, consilier local. Secretarul Comisiei Rusu Nicoleta, consilier superior la Compartimentul Achiziții Publice. Secretar Comisiei supleant, Imbria din Aiuteană, referent asistent la Compartimentul Secretariat Informarii și Relații cu Publicul. La articolul 4 se împuternicește primarul comunei Pârgărești să semneze în numele Consiliului Local al comunei contractele de închiriere pentru suprafețele de pajici permanente. Avizul comisiilor de specialitate. Domnul Motor, vă mulțumesc mult. Aveți întrebări vis-a-vis de proiectul de hotărâre? Dacă nu, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc mult. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău pentru anul 2021. Se aprobă cotizația la patrimoniul ADI pentru anul 2021 cuantum de 1000 de lei. Reprezentantul legal și personalul apelei compartimentelor de resurs, respectiv compartimentul finanța contabilitate, în cadrul aparatului de specialitate și la reuniune prevederile prezenței controlului. Avizul comisiilor de specialitate, domnul Moțu. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Supunem spre aprobare prețurile hotărârii. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind completarea anexei privind activitățile directe pentru anul 2021. Se completează anexa privind achizițiile directe pe anul 2021 după cum urmează. Capitolul 1. Se completează cu următoarele puncte. 125. Achiziționare motorină în microbus școlar. 197. Achiziționare lunet femeie cu cumple cu slujbă SMSO. 127. Achiziționare și montare camere de supraveghere comunată de rec. 128. Achiziționare picider și cu tot microunde pentru bucătăria primăriei. Punctul 129. Achiziționare frigider și aragat către bucătăriul cultural prin Salbagna. Punctul 130. Aranjamente florale pentru amenajarea spațiilor verzi din Comuna Pârgărești. Punctul 30 la capitolul 2. Se completează cu următoarele puncte. Punctul 33. Serviciu întocmire proiect cu verificarea avizei și acordul TARSEC pentru lucrări de amenajare și betonare a albei drum la traversarea drumului județean 116 până la albia Târgului Greț, la Pârgărești, Comuna Pârgărești, județul Bacău. Punct 34. Servicii de diligenție de șantier pentru lucrări de amenajare și betonare a albei drum la traversarea drumului județean 116 până la albia Târgului Greț, Sat Pârgărești, Comuna Pârgărești, județul Bacău. Punctul 35. Servicii temă specialitate pentru ridicarea penilor fără adăpost de pe raza Comunei Pârgărești. Punctul 36. Servicii de reparație și întregime de rețea de iluminat public în Comuna Pârgărești, județul Bacău. Punctul 37. Servicii de reparație și întregime de rețea și echipamente IT din dotarea primării. Punctul 38. Servicii de filmări video, ședințe Consiliul Local, filmări informative, filmări privind evenimentele majore ale localității, respectiv documentare, interviuri, reportaje, care să contribuie la promovarea localității în context regional și național. Punct 39. Servicii de proiectare, sistem de iluminat public, în prevederea eficientizării energetice pentru rețeaua de iluminat public din Comuna Pârgărești. Punctul 40. Servicii de antimăsurător pentru realizarea diferitelor lucrări din cadrul UAP Pârgărești. Capitolul 3. Se completează cu punctul 4 lucrări de amenajare și betonare a BPR-ul, de la traversarea drumului județean 116 până la alea Părului 3, Sat Pârgărești, Comuna Pârgărești, județul Bacău. Și punctul 5. Lucrări de decolmatare șan și balastare drumului județean 116 până la bazinul din Canjare, Sat Pârgărești, zona Pârgărești. În completări se găsesc în anexa parte integrantă a prezentei Pârgărești. În comisiilor de specialitate. Domnul Botoc? Favorabil. Domnul Dău? Favorabil. Mulțumesc frumos. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021. Se aprobă bugetul propriu de venituri și cheltuieli al Comunei Pârgărești, județul Bacău pentru anul 2021, sursa A, astfel. 1. Venituri la secțiunea de funcționare, conform anexei, în valoare totală de 4.832,86 lei. 2. Cheltuieli totale de 10.472,86 lei, din care A. Cheltuieli la secțiunea de funcționare 4.832,86 lei și B. Cheltuieli la secțiunea de dezvoltare 5.440 lei, din care 1.157.024 lei vărsăminte de la secțiunea funcționare și 2. 4.582,76 lei sume din excedentul VNTG. Articolul 2. Se aprobă bugetul total pentru activități autofinanțate pe anul 2021 în sumă de 142.000 de lei la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, conform anexei 3, parte integrantă a prezentei hotărâri. Articolul 3. Se aprobă în anul 2021 cheltuieli din fondul de lume pentru secțiunea de funcționare sursa E în sumă de 25.000 lei. Avizul comisiilor de specialitate. Favorabil. Vă mulțumesc. Aveți alte întrebări la acest proiect hotărâre? Dacă nu aveți, îmi punem la vot proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc frumos. Ultimul punct, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de investiții pentru anul 2021. Se aprobă planul de investiții pentru anul 2021, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării și va trimite la îndeplinire de primarul comunii prin compartimentul contabilitate financiară și resurse umane. Dacă sunteți de acord, proiectul de hotărâre, avizul comisiilor de specialitate. Vă mulțumesc, supune la vot proiectul de hotărâre. Mulțumesc mult. Trecem la punctul diverse și vă rog să vă înscrieți la cuvânt. Vă mulțumesc mult. Da, mulțumesc și noi, doamnă secretară. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor consilieri, pentru votul acordat astăzi, pentru punctul cel mai important al Consiliului Local, proiectul de buget. După care ne putem face planurile de investiții, de achiziții pentru comunitatea noastră. Nu mă lungesc prea mult decât să vă asigur că banul public se va duce acolo unde este nevoie și unde dumneavoastră astăzi ați acordat un vot. Vom da pe parcursul anului, dacă este nevoie, vom face rectificări de buget și vom aloca sumele necesare acolo unde o să avem situații de urgență sau se impun anumite investiții pe care noi nu am investit acum să fie prevăzut în planul de investiții. Încă o dată mulțumesc tuturor consilierilor, indiferent de culoarea politică. Și, cum bine știți, la depunerea jurământului și la alegerea viceprimarului, ne-am propus ca fiecare dintre noi să avem același țel de a dezvolta comunul. Sper ca pe viitor colaborarea dintre Consiliul Local și conducerea primăriei să fie mult mai apropiată și dacă avem întrebări de spus sau de aflat, să venim să întrebăm și cu siguranță veți avea răspunsul mulțumitor sau nemulțumitor. Dar noi vă stăm la dispoziție împreună cu domnul viceprimar, cu doamna secretară și vă punem la dispoziție tot ceea ce dumneavoastră doriți. Eu cred că este mult mai ușor să discutăm pe la colțul, dar eu sunt omul care vreau să le discut pe față, pentru că lucrurile și vârfele nucleare le interesează pe noi. Și nu se rezolvă acolo. Încă o dată, în final, vă mulțumesc pentru vot. Vreau să vă informez despre o acțiune a Primăriei Pârgărești, împreună cu dumneavoastră, cu Consiliul Local, cu mediul de afaceri, să zic așa, oamenii privați, juridice, persoane fizice, pe care îi invităm alături de noi în ziua de 24 aprilie, începând cu ora 9 până la ora 12, invităm pe toți care sunt dispuși să participe la această acțiune numită Ziua Curățeniei. Nu vrem să transformăm pe nimeni, așa cum s-a auzit în el, dar vrem să tragem un semnal de alarmă și să devenim mai prietenoși cu mediul. Toate gunoaiele care sunt depozitate prin anumite locuri, sunt sigur că în mare procent sunt și depozitate de oameni din comuna noastră. Noi nu vrem și nu dorim să incriminăm pe nimeni, decât să tragem un semnal de alarmă ca pe viitor să devenim noi mult mai responsabili, pentru că avem toată infrastructura creată. Infrastructura este creată pentru deșeurile reciclabile. Știți foarte bine că Primăria Pârgărești depune eforturi pentru a selecta din ce în ce mai mult. Am avut această discuție și cu persoanele juridice din comună, care s-au alăturat acestui proiect și personal vreau să le mulțumesc pentru disponibilitatea și responsabilitatea pe care o au față de mediul înconjurător. Nu este o acțiune cum mulți au interpretat-o, ci este o acțiune pentru un aer mai curat și un mediu mai sănătos. Eu fac și lansez invitația tuturor consilierilor, tuturor persoanelor juridice, fizice, cine dorește să participe, sâmbătă viitoare pe 24 aprilie vom desfășura această acțiune. Vă mulțumesc mult și dacă aveți și alte propuneri sau sugestii, le putem discuta și le punem în aplicare. Vă mulțumesc! Și eu două vorbe. Dacă permiteți-mă. Mă bucur că toate proiectele demarate din anii trecuți sunt trecute în planul de investiții și se continuă. Ele sunt pentru comunitate, pentru dezvoltarea comunei și pentru noi toți cetățenii. Categoric azi am aprobat și bugetul, planul de investiții, planurile de achiziții. Buget aveți, bani sunt, deci se pot continua toate aceste lucruri, toate aceste investiții și nu pot să vă doresc decât mult succes. Dacă nu sunt alte discuții la diverse, vă doresc celor de rite ortodox și tuturor credincioșilor de rite ortodox un post binecuvântat și un Paște fericit, pentru că este ședința pe luna aprilie și nu ne mai vedem decât în această formulă după Paștele Ortodox. Încă o dată vreau să transmit tuturor sărbători cu bine, sănătate, putere de muncă și să rămânem mai umani decât părere. Mulțumesc!